Sunt două tipuri de antreprenori. Sunt aia de performanță, sunt aia de cursuri. Eu vorbesc de aia de performanță. De ce să te mai duci la cursuri când tu deja ai crescut afacerea foarte mult? Ai sute de angajați. Pentru că îți vine o altă idee. Pentru că mediul și climatul se schimbă. De ce pasiune? Că... Da, dar poate și... E mai mult decât nevoia de a crește nu și neapărat. Mai mult afacerea? Nu, 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 nu neapărat. Sunt oameni... Hai să-i delimităm. Rasa cu pedigree, rasa fără pedigree, da? Okay. Rasa cu pedigree, care tot timpul va fi focusată să câștige cât mai mulți bani, să optimizeze la maxim, adică la maxim la fiecare centimetru, la fiecare procedură, la fiecare cheltuială, investiție și așa mai departe, ăștia sunt oameni care se ducă la genul ăsta evenimente și pentru acele trei cuvinte pe care ei nu le știau deja. Pentru că alea trei cuvinte s-ar putea să facă toată diferența într-o structură logică a unor proceduri. La celălalt pol, i-ai pe ăștia ca mine, mai așa, mai tundi-flendi, care se duc pentru că știu chestii și află lucruri noi pe care le vor aplica probabil de mâine sau poate nu.